Au mai mult decât atât, celebra și ultra-celebra expresie, hai băi, lasă că, dar nu-i Dumnezeu popa. Nu! Popa nu este Dumnezeu, este un om ca și tine. Dar spre o deosebire de tine, are această putere despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, că el poruncește pe pământ și Dumnezeu împlinește în cer. De aia, de multe ori, dumneavoastră aveți această expresie. Părinte, oare reușesc? Și eu spun, dar să mai discute? Adică în sensul, cum? Tu vii să-L întrebi pe Dumnezeu dacă poate? Tu vii să-L întrebi pe Dumnezeu dacă te ajută? Sau ai venit să-I spui, Doamne, ajută-mă! Și întotdeauna le spun, păi sigur, zic, nici nu intră în discuție. Și vine omul după aia ultra fericit și spune, vai, părinte, știți că așa a fost. Păi zic, dar cum tu te așteptai să fii altfel? Păi e categoric că odată ce ești în casa lui Dumnezeu, nu poți să ai decât un rezultat pozitiv. Dar puneți credința în lucrare, puneți credința, pune inima aia în mișcare, nu veni la biserică ca la muzeu, nu veni la biserică ca la Palatul Culturii. Tu vino ca la Dumnezeu, El e viu aici, de aia sta de dimineață pe Sfânta Masă în potir. Ca tu astăzi, tulburându-se apa, să te curățești, să te vindeci. Deci, asta e greu de explicat oamenilor, asta e munca cea mai grea, care întotdeauna mi se pare istovitoare. Îi spui omului, îi faci un maslu, două, șapte, nouă, și zice, cum a dat Dumnezeu? Dar cum poate să dea, mă, Dumnezeu decât bine? A citit cineva vreodată o pericopă evanghelică în care a spus Dumnezeu, nu pe ăsta nu-l vindecăm, îl lăsăm să moară. A, nu pe ăsta, vindecă-l numai pe jumate. Lui ăsta mai rupe o mână, că e prea sănătos. A văzut așa ceva în Evanghelie? Ia-ți patul tău și umblă. Mergi la casa ta, spune cât bine ți-a făcut Dumnezeu, iertate-ți sunt păcatele, fie ție după credința ta. L-ai auzit pe Dumnezeu umblând cu jumătate de măsură? Și de asta l-a și luat pe acesta peste picior. Iisus i-a zis, acum te scoli, ia-ți patul tău și umblă. Deci vedeți, i-a răsplătit totuși o virtute, răbdarea.